În această seară de dici vorbea cu Liviu despre o fată din casa Mireasa, pare că era vorba despre Andrada, dar nu s-a dat nume, cel puțin cât a fost această parte de discuție și spunea Liviu că i s-a părut cam mult, că tot timpul era atac, 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 că eu asta sunt, dar parcă era prea mult și de deși a completat și a zis cu mult hate, iar Liviu a confirmat, a zis că e fondată atitudinea ei pentru că are calități, dar că ea caută perfecțiunea și să o caute pentru că că el nu este perfect. Amândoi eu spuneau, Doamne ajută să-și găsească bărbatul ideal în această emisiune și Liviu a completat și a zis, dar nici o să rămân singur. Și tot amândoi erau de părere că toată lumea să fie bine, dar și eu să fiu bine, să nu se lase mai prejos și să aibă parte și ei de povestea lor de dragoste acolo în competiție, ceea ce le urăm până la urmă tuturor.